Bună ziua și bine ați venit la prima conferință de presă a Consiliului Municipal Liberal. Am să încep prin a vă prezenta pe colegii mei și am să încep cu doamnele, doamna Marta Iosefina Bențe, doamna Adriana Sirion, domnul Vasile Lupu și domnul Laurențiu Valeriu Onose. Ne animă un motto de când lucrăm împreună și anume că libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci de a face ceea ce se cuvine. Sunt cuvintele lui Abraham Lincoln. Tocmai ce a trecut un an de când am fost mandatați prin votul gălățenilor să îi reprezentăm în Consiliul Local al Municipiului Galați. A fost un an greu în contextul pandemiei, am putea să spunem, parafrazându-l pe Gabriel García Márquez, că a fost politică în vremea COVID-ului și se pare că există o multitudine de factori ca și anul care vine să continue în aceeași notă. Dificultatea muncii noastre de consilier a fost grevată și de absența unei forțe politice în Consiliul Local pe care ne-ar fi oferit-o cu majoritate confortabilă. Cu toate acestea, prin forța dată de argumente raționale, de profesionalism, de implicare și perseverență, coroborate cu dialogul constructiv, consilierii liberali au reușit să impună pe agenda administrației proiecte necesare, cum ar fi construcția unui nou spital municipal de urgență la standarde europene, înființarea unui muzeu al tehnicii gălățene, un important rol în educarea generațiilor care vin, susținerea performanței școlare prin recunoașterea și recompensarea acesteia, precum și alte proiecte cu ecou în viața de zi cu zi a locuitorilor municipiului Galați. Proiectele orașului nostru considerăm că nu sunt proiecte de stânga sau de dreapta, sunt proiecte necesare pentru gălățeni. Și în spiritul acestei idei, grupul consilierilor locale PNL Galați a girat toate acele proiecte care au avut un rol în dezvoltarea în domeniul infrastructurii, al sănătății, al educației, al culturii, al ordinii publice și nu numai. De-a lungul anului care tocmai s-a încheiat, grupul consilierilor municipali a depus 6 proiecte de hotărâri de Consiliu Local, 11 amendamente, 11 propuneri de proiecte pentru bugetul municipalității pentru anul 2021, 11 solicitări și 5 sesizări. Nu am să vă plictisesc citindu-le pe toate, ci am să spicuiesc dintre acestea. Dintre proiecte, un proiect foarte important s-a referit la cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, proiect pe care l-am realizat în colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor, și în urma căruia bursa de performanță a crescut de la valoarea de 250 la valoarea de 400 de lei. Un alt proiect desfășurat de data aceasta parteneria cu Asociația Civilă, respectiv cu Societatea Civilă, respectiv cu Asociația Galați Orașul Meu, am depus un proiect pentru refacerea piațetei aferente Monumentului Apărătorului Orașului Galați din zona Stilex. De asemenea, am depus un proiect de hotărâre pentru acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare a actriței Valeria Gajalov. Despre alte proiecte care vizează alte domenii vă vor vorbi colegii mei. Dintre cele 11 amendamente am să vă fac referire la câteva dintre ele și anume, un proiect de hotărâre care viza tarifele practicate de Societatea Gospodărire Urbană cu țintă pe Apa Parcul, care s-a deschis la sfârșitul lui iunie, prin amendamentul depus de noi, gratuitate au copiii până la 7 ani și nu până la 3 ani, cum era proiectul inițial. La un proiect de hotărâre care viza acordarea de stimulente financiare pentru copiii născuți în municipiul Galați, prin amendamentul nostru, acest stimulent de naștere îl primesc toate mamele cu buletin de Galați, dar care nasc la orice maternitate din România și nu doar mamele buletin de Galați care nasc într-o maternitate din Galați, cum era inițial. Tot printr-un amendament PNL, la tarife practicate de Societatea Transur, s-a obținut un stimulent pentru donatorii de sânge, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea unui abonament cu gratuitate de o lună. Este o criză de sânge la nivel mondial, la nivel național și acest amendament cu siguranță a contribuit la creșterea numărului de donatori. Un alt amendament cu reușită pentru noi a fost cel pe care l-am avut de la regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați,
referitor la conceptul de park sharing și, în urma acestui amendament, aceste abonamente se acordă în intervalul 17-07. Un alt amendament, dar care nu a avut șansă de reușită, dar pe care considerăm că trebuie să reamintim, este referitor la atribuirea locurilor de parcare din parcarea din Mazeva și se referea la autobuzele, la mașinile electrice și hibrid, în sensul că noi am solicitat tarifarea pe consum de energie și nu pe unitatea de timp, cum se petrece în prezent. Un alt amendament pe care îl reamintesc este cel referitor la proiectul de hotărâre privind cuantumul și numărul de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat și municipiu, în urma căruia valoarea bursei de performanță a crescut de la 250 la 400 de lei, cum am amintit și anterior. Dintre cele 11 proiecte pe care le-am depus pentru bugetul municipalității pentru 2021, trei dintre ele au avut și sorți de izbândă și le-am regăsit în acest buget, și anume amenajare piaseta aferentă monumentului apărătorii orașului Galați. Am regăsit sume pentru un studiu de fezabilitate privind construirea unui nou spital municipal de urgență și am găsit sumele necesare pentru creșterea burselor de performanță. Dintre cele 11 solicitări, am să vă spun doar câteva, am solicitat să știm amănunte despre modalitatea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație de la diverse societăți, precum Transurb, Administrația Piețelor, Zona Liberă, Parc Industrial. Am solicitat la dorința cetățenilor păstrarea traseului 27, am solicitat la sfârșitul lunii iunie, după ploile abundente, netarifarea de către Societatea Gospodărire Urbană a reparării mormintelor afectate de acele ploi. Dintre sesizări, am sesizat infrastructura precară de pe stadionul Nicolae Rainer din municipiul Galați. Am solicitat în parteneriat cu societatea civilă, cu Asociația Galați, orașul meu, revenirea în parcul Eminescu a foișorului care actualmente se află în parcul Carol și care la inițial s-a aflat în parcul despre care am amintit. Am făcut sesizări privind și încălcarea codului administrativ, respectiv în luna decembrie, cedarea dreptului de vot a unui consilier PSD, unei terțe persoane. Alte sesizări referitoare, foarte importante, referitoare la taxele și impozitele pentru 2021, vă va vorbi colegul meu, Valeriu Laurențiu Onose. Închei prin a vă spune că libertatea înseamnă, înainte de toate, autonomie. Înseamnă certitudinea că ești bine înfipt în realitate, în viață, iar nu în spectre și în dogme. Prin votul consilierilor Gălețeni Municipal Liberal, s-a adăugat bugetului de dezvoltare al municipiului de Galați suma de 1.977.099 euro, sumă solicitată spre a fi folosită în vederea construirii noului spital municipal de urgență. Vă mulțumesc! Deci, cum am spus mai devreme, despre activitatea economică, despre taxe, despre impozite, despre buget, vă va vorbi colegul meu, Valeriu Laurențiu Onose. Despre proiectele noastre în privința drepturilor persoanelor cu dizabilități, vă va vorbi colega mea, Marte Zevina Bențe, iar despre două proiecte care vizează viitorul orașului Galați, respectiv copiii noștri, elevii, la vă vorbi colega mea, Adriana Simion. Vă mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Onose Valeriu Laurențiu și sunt consilier local din partea Partidului Național Liberal. Așa cum spunea și colega mea mai devreme, proiectele Galației și dezvoltarea Galației nu sunt proiecte nici de stânga, nici de dreapta, motiv pentru care noi, în calitate de consilier local, cu responsabilitate, zic eu, am sprijinit toate acele proiecte care au contribuit și nu contribuie la dezvoltarea municipiului Galați. În schimb, din punctul nostru de vedere, contează și viziunea pe termen lung și prioritizarea acelor proiecte care să dezvolte orașul, să genereze dezvoltare și reziliență. De modul de finanțare al acestor proiecte care trebuie să fie sustenabile. Ori toate aceste abordări au în sine o componentă intrinsecă care presupune politici liberale, orientate spre competitivitate, respectarea proprietății private și a liberei competiții.
Municipiul Galați are șansa să redevină una dintre cele mai moderne și dezvoltate comunități din țară, doar dacă se dezvoltă economic, iar dezvoltarea nu poate veni numai pe calea investițiilor publice. Sunt necesare, dar sunt insuficiente pentru a genera resurse financiare sustenabile de viitor. Avem nevoie de investiții private, de noi locuri de muncă, de un parc industrial funcțional generator de resurse și nu de cheltuieli, cum se întâmplă în momentul de față, de o zonă liberă administrată eficient, de facilități pentru antreprenori care vin să dezvolte afaceri noi în Galați, de afaceri cu valoare adăugată, de reorganizarea serviciilor publice de transport, salubritate, spații verzi, ordine publică și transformarea lor din găuri negre bugetare în servicii de calitate în interesul cetățenilor și eficiente din punct de vedere financiar. Acesta este modelul economic care va genera bunăstare pentru viitor, un model liberal orientat pe degajarea de fluxuri financiare viitoare concrete, pe stoparea risipei, a clientelismului discreționar câteodată, iar misiunea noastră se bazează pe aceste linii directoare. Cele mai importante activitate, importante coordonate ale activității noastre, în principiu l-a prezentat colega mea, în principiu am avut rezultate în ceea ce privește adoptarea celor trei obiective de investiții pe proiectul de buget, pe proiectul bugetului de muncă și cheltuieli al municipalității în acest an. Dar pe aloguri am reușit să mai avem câteva rezultate. Și aici mă refer la acea stopare a creșterii impozitului auto cu 50% și acolo a trebuit să acționăm oarecum chirurgical, pentru că la acel moment exista riscul ca, prin invalidarea în totalitate a hotărârii de Consiliul Local, să ne trezim că aparatul de specialitate al primăriei avea posibilitatea, potrivit codului fiscal, să aplice cotele maxime prevăzute în codul fiscal. Ori cotele maxime prevăzute în codul fiscal ar fi atras dublarea oricărei taxe și impozite, pe proprietate. Motiv pentru care noi am acționat doar în vederea eliminării acelei componente de creștere doar a impozitului auto. Codul fiscal prevede că anual municipalitatea este obligată în hotărâre de Consiliul Local să actualizeze cu indicele de inflație taxele și impozitele locale. În eventualitatea în care tot nu o face, atunci aparatul de specialitate al primăriei este obligat să aplice cotele maxime din codul fiscal. Ori noi, prin modul responsabil de acțiune, am încercat să înlăturăm efectul secundar care ar fi aruncat în aer toate, să zic, gospodăriile din municipiul Galați. Pe lângă alte elemente, acum, fără lipsă de modestie, dacă n-aș fi observat în timpul ședinței de Consiliul Local substituirea consilierului local, un membru PSD, cu o altă persoană, nu cunoaște care, poate ar fi trecut lucrurile nebăgate în seamă. Am făcut-o și am acționat pe consecință ulterior. Celelalte elemente, să zic, care n-au amendamente și solicitări care n-au fost până la urmă îndeplinite, le-a prezentat colega noastră. Dar, știți, acum e dreptul puterii să prezinte partea sau sfertul plin al paharului, iar totodată este dreptul nostru să prezentăm și cele trei sferturi goale. Și văd că de foarte multe ori ne comparăm cu municipalități cum sunt Oradea, Cluj sau alte municipalități din țară și ne raportăm la modelul economic adoptat de acele municipalități. Dar ceea ce nu se spune e cum arată construcția bugetară a acestor municipalități. Și mi-am luat exemplu Oradea, ca să vă spun. De exemplu, pentru anul 2021, secțiunea de funcționare a municipalității Oradea presupune cheltuieli de 355 de milioane de lei și un buget de dezvoltare de 814 milioane de lei. Vorbesc în sute de milioane. Galațiu și-a propus la începutul anului
un buget de funcționare de 408 milioane lei și în urma a două rectificări a ajuns la 562 de milioane lei. Iar bugetul de dezvoltare a fost propus la 233 de milioane lei și în urma rectificării s-a ajuns la 270 de milioane lei. O să vedem când va fi executat. Practic, avem un raport inversat între dezvoltare și funcționare. Pe Oradea, la Oradea, doar 0,44% din bugetul de dezvoltare este folosit pentru funcționare, ori la noi este invers. Avem o creștere cu 75% peste bugetul de dezvoltare investit în cheltuielile. Asta era la, să zic, la momentul la care s-a pregătit și s-a adoptat bugetul. Ulterior, în urma rectificării, practic avem un raport de 2-1. Practic, secțiunea de funcționare are 562 de milioane de lei alocați și bugetul de dezvoltare 270 de milioane de lei. Pe un cetățean din Oradea al costă funcționarea primăriei respective 1779 de lei, pe un cetățean din Galați costă 2010. Aferent unui cetățean din primărie din municipiul Oradea se investesc 4.000 de lei în dezvoltare, la Galați se investesc 968 de lei. Deci, în principiu, cam acestea sunt diferențele între modelul economic practic al Oradea. Este bine că s-a trecut la investiții, e bine că Galați a început să miște. Că știți și dumneavoastră, după o secetă îndelungată, o ploaie cu gheață este foarte bună, dar lucrurile încă mai trebuie să remediate în foarte multe domenii. Știți că Merger Trecea spunea că socialismul se termină atunci când se termină banii altora. Cam așa e în principiu și pe la noi. Succesului oricărei entități este dezvoltarea financiară, bugetară. Ori pot să spun că din acest punct de vedere, bugetul municipalității încă nu satisface exigențele mele pentru a asigura un viitor dezvoltarea proiectului de infrastructură al orașului. Am atras atenția la aproape fiecare ședință, că s-a discutat bugetul de revinduștie cu el, fie al municipalității, fie al fiecarei societăți din subordinea Consiliului Local. Și sperăm ca pe viitor observațiile noastre, propunerile, să fie luate în cap. Eu atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult. Și dau cuvântul doamnei Marta Bențe. Bună ziua! Bună ziua, sunt Benzi Macrăzutina, sunt consilier local din partea Partidului Național Liberal. Eu astăzi am să vă prezint toate demersurile pe care le-am făcut împreună cu colegii mei în ceea ce privește respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din municipiul Galați. Încă de la începutul mandatului, împreună cu colegii mei, am solicitat primăriei Galați să accesibilizeze site-ul, pentru că site-ul primăriei Galați a suportat diverse modificări în ultimele luni și am dorit ca acest site să fie și accesibil persoanelor slab văzătoare, precum și cu dizabilități ușor intelectuale. A fost pur și simplu o solicitare în baza legislației în vigoare, nu că ne-am dorit noi acest lucru, dar de regulă toate instituțiile publice au site-urile accesibile și pentru persoanele slab văzătoare. De asemenea, am solicitat tot de la începutul mandatului ca în cadrul ședințelor de Consiliul Local să existe un interpret mimico-gestual pentru persoanele surdo-mute, pentru că accesul la informații este un drept fundamental al cetățenilor și în Galați sunt persoane surdo-mute care vor să înțeleagă, pentru că ședințele din cadrul Consiliului Local sunt urcate pe platforme de social media, să înțeleagă despre ce se discută în cadrul acestor ședințe. De asemenea, am solicitat primăriei inventarierea tuturor rampelor de acces de la trecerile de pietoni și acolo unde se identifică că nu există să se facă sau să se reabiliteze.
Am solicitat tot la... În urma faptului am primit diverse plângeri din partea persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește scoaterea de pe traseu anumitor autobuze care practic nu mai asigurau transportul persoanelor cu dizabilități în locațiile unde mergeau, spre serviciu sau să-și plătească facturile și așa mai departe. Am solicitat de asemenea accesul persoanelor cu dizabilități în cadrul plajei Dunărea, pentru că trebuie să existe niște covoare speciale ca persoana, de exemplu, care se deplasează într-un scaun sau cu ajutorul unui dispozitiv asistiv să poată ajunge la mașină. Și de asemenea e nevoie pentru persoanele în scaun rulant sau cu mobilitate redusă de un scaun flotant pentru a putea intra în bazin. La toate aceste demersuri, un punct important este faptul că sunt 19 locuri de joacă care au primit fonduri europene și urmează a fi reabilitate și am solicitat primărie împreună cu colegii mei ca aceste locuri de joacă să fie inclusive, adică să le poată utiliza și copii care au dizabilități fizice sau intelectuale. De exemplu, leagăn care poate fi utilizat și de un copil care se deplasează în scaun rulant sau copiii cu autism au nevoie de diverse spații de joacă pe partea de de a atinge anumite zone și așa mai departe. La toate aceste solicitări nu am primit răspuns, deși s-a revenit de mai multe ori. Se pare că primăria nu este foarte interesată de a respecta drepturile tuturor cetățenilor, adică și a persoanelor cu dizabilități care trăiesc în municipiul Galați. Într-adevăr, am avut survey bună cu un amendament depus împreună cu colegii mei la proiectul de hotărâre care viza locurile de parcare din parcările de reședință. Iar, după cum știți, 4% din locurile de parcare sunt destinate gratuit persoanelor cu dizabilități, iar în această listă figurau doar persoanele cu dizabilități și însoțitorii sau asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități erau omisă, în schimb, o singură categorie importantă, aceea a părinților sau rudelor de gradul 2, care au în îngrijire persoane cu dizabilități intelectuale, care nu sunt puse sub interdicție judecătorească. Datorată unei hotărâri dată de Curtea Constituțională, momentan legea care prevedea punerea sub interdicție a persoanelor cu dizabilități intelectuale este abrogată și ca atare aceste persoane nu mai au un reprezentant legal. Prin urmare, nu puteau beneficia părinții sau rudele de dragul al doilea de aceste locuri de parcare. Amendament care a fost îmbrățișat și de grupul PSD și ca atare proiectul a îmbrăcat o altă formă. Vă mulțumesc și la sfârșit, după ce discută și prezintă colega mea, Adriana Sion, mă stăm la dispoziție și mă întrebă. Bună ziua, numele meu este Adriana Sion și sunt și eu consilier local alături de colegii mei. Cred că sunt cel mai tânăr consilier local al municipiului care este până acum. Vreau să vă vorbesc despre două proiecte depuse alături de colegii mei. Ultimul pe care l-am depus vizează accesul gratuit al elevilor cu media 10. Media 10 obținută la examenul de bacalaureat sau la examenul de evaluare națională, dar și media 10 generală. Ne dorim cu acești elevi să aibă acces liber în instituțiile de cultură subordonate primăriei Galați. În ideea în care îmi dorim să le recompensăm aceste rezultate excepționale pe care le-am avut la școală, dar ne dorim de asemenea să le sporim continuitatea rezultatelor prin aducerea în plan apropiat și a acestui mediu cultural, pe lângă dotările care există la școală și care încurajează totodată rezultatele acestea.
Acesta este un proiect pe care noi l-am depus și așteptăm să fie adus pe masa Consiliului Local. Momentan încă nu avem date despre progresul acestuia și ne dorim ca toți elevii care au rezultate excepționale să poată beneficia de accesul gratuit în aceste, nu știu, la teatre, la festivaluri organizate de primărie, în cadrul unor concerte, la muzee, să știe că pot avea ușa deschisă pentru a putea beneficia și de alte, și de alte facilități, în afară de cele primite prin intermediul unor burse sau unor sume din partea primăriei. Un alt proiect foarte important pentru noi și destul de controversat este proiectul care vizează accesul liber al cetățenilor pe terenul de sport din cadrul din interiorul curților școlilor. Am observat că în municipiul Galați nu există suficient de spații de recreere sau pentru a desfășura anumite activități sportive. Totodată există suficiente terenuri de sport în curțile instituțiilor școlare care aparțin de primăria municipiului Galați, dar care sunt administrate prin intermediul comunităților școlare. Ne dorim ca aceste terenuri de sport sau spațiile special amenajate pentru recreere să fie puse la dispoziția tuturor cetățenilor și chiar ale elevilor care locuiesc în jurul acestor școli. Ne dorim să fie deschise și să fie libere pentru ca fiecare gălățean să poată practica un sport sau să se poată bucura de timpul liber petrecut în aer liber, atâta timp cât nu încurcă bună desfășurarea orelor de curs. Odată cu acest proiect am depus și un regulament cadru în care am schițat câteva elemente și câteva condiții în care s-ar desfășura aceste activități. Unele dintre ele și cele mai importante o să încerc să fiu cât se poate discută pe acest subiect. Se referă la timpul pe care l-ar putea petrece tinerii gălățeni sau persoanele mai în vârstă care își doresc să practice un sport sau care își doresc să se bucure de timpul petrecut în aer liber. Timpul pe care l-ar putea petrece ar fi puțin diferit pe perioada în care există cursuri sau olimpiade sau concursuri școlare, atunci gălățenii ar avea acces după finalizarea orelor de curs sau acestor olimpiade și până la ora 21, putând fi modificat acest interval în funcție de la timp pentru a putea desfășura aceste activități sportive pe lumină naturală. În perioada în care nu ar exista cursuri, atunci gălățenii ar putea avea acces, în timpul vacanțelor, de exemplu, sau la sfârșitul de săptămână, ar putea avea acces începând cu ora 8 dimineața până la ora 21. Bineînțeles că unitățile școlare își pot structura sau pot restricționa accesul pe aceste terenuri în condițiile în care ar exista renovări sau diferite proiecte, competiții sportive sau competiții școlare, pot restricționa accesul cetățenilor cu condițiile de a afișa programul pentru aceste activități, ca fiecare cetățean să știe când poate să beneficieze de. Un alt aspect important ar mai fi și faptul că fiecare cetățean care își dorește să beneficieze de acest beneficiu, ca să spunem așa, nu l-aș numi chiar beneficiu, ar fi mai degrabă o normalitate, atâta timp cât avem aceste terenuri de sport care sunt folosite doar în timpul orelor de sport și nu sunt extraordinare numeroase, ar fi bine să le putem folosi și în afara orelor de curs, pentru că ele oricum sunt acolo, pot fi folosite, atâta timp cât fiecare gălățean își impune să respecte câteva condiții de minimă responsabilitate, ca să zic așa, nu deteriorează dotările care există pe acele terenuri de sport, iar în cazul în care acestea sunt deteriorate sau stricate, își asumă să achite contravaloarea reparațiilor sau înlocuirii respectivelor dispozitive. De asemenea, nu este permisă intrarea cu diferite autovehicule sau folosirea parcării în scopul acesta. În schimb, dacă cineva își dorește să ajungă pe terenurile de sport cu ajutorul unei biciclete sau role sau skateboard, ceva dispozitive de deplasare de acest gen, și îl pot parca sau amplasa, astfel încât să aibă vizibilitatea asupra lui pentru a evita eventuale furturi sau dispariția de acestora. Celelalte condiții sau reguli de desfășurare a acestor activități le puteți regăsi în regulament, îl punem la dispoziție, l-am depus și la primărie odată cu proiectul de hotărâre. Poate fi consultat de dumneavoastră, dar vă pot răspunde și eu dacă doriți la eventuale întrebări.
Atât am avut să vă spun. Mulțumesc frumos și așteptam de pe partea noastră. În încheiere aș vrea să vă mai spun că începând cu luna octombrie, în fiecare joi, de la 17:30, consilierii municipali liberali, a sediul PNL Galați, sunt la dispoziția cetățenilor pentru audiență. Mulțumim!